Barack și Michelle Obama au făcut un anunț bombă. Fosta familie prezidențială va produce filme pentru Netflix. Celebrul cuplu a deschis recent o companie de producție și va realiza seriale, programe de tip reality show, documentare, filme și lungmetraje de ficțiune. Sperăm să cultivăm și să ajutăm să se afirme vocile unor talente, sursele de creativitate și de inspirație care promovează o mai amplă empatie și o mai bună înțelegere între popoare, a declarat fostul lider de la Casa Albă printr-un comunicat. Netflix a anunțat că Barack Obama ar putea să modereze un show TV, însă fostul președinte nu va folosi platforma în scop politic. Potrivit New York Times, Barack și Michelle Obama au semnat un contract cu Netflix în valoare de sute de milioane de dolari. Ex-familia prezidențială a încheiat un contract de 60 de milioane de dolari și cu o editură americană anul trecut. Pentru această sumă, Barack și Michelle Obama s-au angajat să scrie două cărți. SUA amenință Coreea de Nord. Vicepreședintele Mike Pence i-a transmis un mesaj de avertizare liderului de la Phenian. Kim Jong-un ar face o mare greșeală să se joace cu Donald Trump dacă se vor întâlni luna viitoare la summitul de la Singapore, a declarat Mike Pence pentru postul de televiziune Fox News. Oficialul a subliniat că președintele SUA ar putea anula întâlnirea dacă termenii stabiliți pentru summit nu sunt îndepliniți. Însă secretarul Trezoreriei americane a contrazis această declarație și a anunțat că Donald Trump își va respecta promisiunea și va merge în Coreea de Nord, chiar dacă guvernul de la Phenian a amenințat că va anula summitul. Președintele este hotărât. Întrevederea este încă valabilă. Nu cred că Donald Trump are emoții, a declarat reprezentantul Trezoreriei americane. Potrivit AFP, Coreea de Nord a amenințat săptămâna trecută că anulează întâlnirea dintre Kim Jong-un și Donald Trump dacă Washingtonul continuă să le ceară nordcoreenilor să renunțe unilateral la armele nucleare. Conflictul din Orientul Mijlociu a luat amploare. Israel a atacat o bază a mișcării islamiste Hamas din fâșia Gaza. Au fost represalii după ce câțiva palestinieni teroriști au reușit să pătrundă pe teritoriul nostru și să incendieze un post al armatei. Niciun soldat evreu nu a fost rănit, a transmis armata israeliană printr-un comunicat. Concret, un tank al evreilor a tras împotriva unui post de observație al grupării Hamas. Potrivit presei internaționale, niciun palestinian nu ar fi fost rănit în urma bombardamentului. Statul Israel și mișcarea Hamas, care controlează fâșia Gaza, au purtat trei războaie din 2008 până în prezent. În ultimele săptămâni, în fâșia Gaza au avut loc numeroase proteste. Manifestațiile, alimentate de cei 11 ani de blocadă israeliană și de mutarea ambasadei SUA la Ierusalim, au culminat în data de 14 mai cu cel mai sângeros atac din enclavă. 62 de palestinieni au fost uciși de tiruri israeliene. Iranul pune la zid Statele Unite. Guvernul de la Teheran a condamnat ferm măsurile luate de Donald Trump după retragerea din acordul nuclear. Mai mult, iranienii au un plan să se răzbune. Statele Unite impun cele mai aspre sancțiuni din istorie la adresa țării noastre. SUA e prizoniera propriilor politici falimentare. Americanii vor suporta consecințele, a declarat ministrul iranian al afacerilor externe. Însă oficialul nu a precizat ce măsuri va lua Iranul împotriva Statelor Unite. Sancțiunile impuse de guvernul de la Washington interzic aproape toate tranzacțiile economice cu Iranul. În consecință, unele dintre cele mai mari firme europene care au făcut afaceri cu iranienii sunt puse acum în situația de a alege dacă mai investesc în această țară sau se orientează către SUA. Iranul este unul dintre cei mai mari producători de petrol din lume. De asemenea, este un exportator important de gaze. Însă produsul intern brut al țării a scăzut considerabil după ce sancțiunile impuse de SUA au intrat în vigoare. Caz șocant în Irak. Un belgian de origine marocană a fost condamnat la moarte prin spânzurare. Tariq Jadan a fost acuzat de apartenență la gruparea Stat Islamic. Belgianul s-a alăturat jihadiștilor în 2014. Potrivit AFP, individul amenința prin mesaje video că va ataca Franța și Belgia. Procesul lui Tariq Jadan s-a desfășurat la Curtea Penală Centrală din Bagdad. La prima audiere, în data de 10 mai, jihadistul a pledat nevinovat și a afirmat că a rătăcit drumul. În ședința finală de azi, judecătorul a citit lista capetelor de acuzare, apoi l-a întrebat pe jihadist dacă dorește să adauge ceva. Belgianul a refuzat. Ulterior, magistratul a pronunțat sentința. De la începutul anului, peste 300 de persoane au fost condamnate la moarte în Irak pentru apartenență la gruparea Stat Islamic. Majoritatea celor condamnați sunt din Turcia sau din fosta URSS. Donald Trump a făcut un apel către președintele Venezuelei. Liderul de la Casa Albă i-a cerut lui Nicolas Maduro să renunțe la dictatură. Cer regimului Maduro să restaureze democrația, să organizeze alegeri libere și corecte, să elibereze de urgență și necondiționat toți deținuții politici și să încheie represaliile împotriva poporului venezuelean, a declarat președintele american. Nicolas Maduro a fost reales duminică în funcția de președinte. El va fi la putere 6 ani. Venezuela se confruntă cu probleme economice grave, iar această situație a dus în ultimii ani la proteste ample împotriva liderului acuzat de SUA că ar fi dictator. Aproape 1 milion de persoane au emigrat din Venezuela în SUA în perioada 2015-2017.